Serviciul rutier Maramureș acționează pentru prevenirea și combaterea încălcărilor normelor rutiere în vederea reducerii accidentelor de circulație pe drumurile publice din județul nostru. De acum înainte, controalele polițiștilor vor fi și mai eficiente în depistarea șoferilor indisciplinați în trafic, pentru că au fost dotați cu aparatură nouă. Noi, pistoale radar, cinemometre de control al traficului rutier și măsurarea vitezei de deplasare. De asemenea, în dotarea noastră au intrat 5 noi sisteme electronice de depistare a substanțelor psihoactive din salivă de ultimă generație. Alte 22 de etilometre au intrat în dotarea noastră, care ne vor ajuta să depistăm concentrația de alcool în aerul expirat. Prin urmare, pe drumurile publice, polițiștii vor folosi pentru depistarea celor care încalcă viteza regulamentară 18 radare, 9 pistoale și 9 cinemometre de tip AutoVision, care arată așa. Noile cinemometre de control al traficului rutier și măsurarea vitezei de deplasare, tip TruCam, care au intrat în dotarea polițiștilor rutieri, sunt dotate și cu sistem infraroșu, care ne permite citirea numerelor de matriculare pe timp de noapte, pot să măsoare viteza de deplasare până la o distanță de aproximativ 800 de metri față de locul în care se află lucrătorul de poliție, oferă imagini de bună calitate, măsurători clare. În ce privește stabilirea consumului de substanțe psihoactive, polițiștii au la îndemână acum 8 sisteme electronice. Noile aparate din dotare sunt moderne și precise. Vă prezentăm și unul dintre noile mijloace electronice de depistare substanțe psihoactive din salivă, de ultimă generație, mult mai performante. Rezultatele oferite de acestea vor avea, sperăm și suntem siguri, o rată spre zero de fals pozitiv. Și numărul aparatelor de testare a alcoolemiei a crescut. În total sunt 66 de etilometre și etiloteste pe care le vor folosi de acum polițiștii din județ. Gheorghe Got, șeful interimar al serviciului rutier Maramureș, le prezintă. Etilometru utilizat pentru depistarea concentrației de alcool în aer expirat. Efectuează măsurători cu de precizie. Polițiștii atrag atenția că șoferii sunt obligați, în cazul în care agentul rutier solicită, să se supună testării cu aparatele electronice pentru depistarea consumului de stupefiante. În caz contrar, vor fi duși într-o unitate sanitară pentru recoltarea de probe biologice. Dacă refuză și asta, vor fi acuzați de infracțiune conform codului penal.